Bună fetelor, eu sunt Nicola, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Împreună vom parcurge prin tehnică rapidă de salon câteva fructe de vară, kiwi, mango, pepene în două forme, lime, portocală și căpșună. Le vom realiza cu oje semipermanente într-o tehnică, cum am mai spus, foarte, 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 foarte rapidă de salon. Prima fructă pe care o vom realiza împreună, kiwi. Și ce vom avea nevoie la aceste fructe? De oje semipermanente. V-am pus pe paletar exact culorile pe care noi o să avem nevoie. Verde neon, maro și negru. Aceste trei culori le vom folosi rapid la realizarea kiwi-ului nostru. Eu deja am un fundal alb realizat. Da? Și trecem la treabă. Luăm oja semipermanentă. Eu folosesc oja semipermanentă Cani numărul 003. Va fi baza fructului nostru. Ștergem foarte, foarte bine surplusul de produs de gâtul sticlei. Nu am nevoie de o cantitate foarte mare de produs. Da? Am șters, dacă vă uitați, da? Ok? Și facem pata noastră de culoare, baza fructei. Apăsăm. Băgăm la polimerizat, 60 de secunde. Între timp, luăm ojă neagră, da? Și ne punem pe paletă, pentru că avem nevoie să realizăm semințele, da? Fructului. Ok. O pensulă de nail art subțire. Și vor realiza semințele din interior. Știm că în interior semințele sunt mici, da? Și spre exterior semințele devin mai mari și facem și câteva. Ok, băgăm la polimerizat. Ștergem pensula de negru frumos. Curată, da? Prin mișcări circulare, ca să formăm pensula precum o peniță, da? Spre vârf trebuie să fie foarte, foarte subțire, da? Și acum o să folosim maroul ca să realizăm coaja.
Băgăm la polimerizat 60 de secunde. Ok. Acum luăm topul mat, da? Eu folosesc de la Kodi top rubber. Ok, și aplicăm top mat. Băgăm la polimerizat 60 de secunde. Eu folosesc top mat cu strat de dispersie și între timp îmi pregătesc un pad cu degresant pentru tips. Îl degresez. Și dacă doresc, acum pot să vin cu tot cu gel paint, da? Să facem 3D, da? Semințele. Da? Și vom face câteva semințe în 3D. Nu multe. Putem să facem nu neapărat pe semințele care le-am făcut înainte de a da top mat. Putem să facem și lângă, da? Nu luăm picătură mare, luăm cât o mărgică de 1 mm. Da? Și băgă la polimerizat 60 de secunde. Am făcut așa, de ce? Ca să îi creăm efectul 3D. Da? Polimerizat 60 de secunde, fetele. Închid, îmi șterg pensula, da, pe un pad curat. Pensula mea
este curată. Ok. Între timp îmi pun top rubber pe paleta ca să facem picăturile de apă. Punem o mărgică destul de înaltă ca să putem să luăm cu pensula, da? Picăturile de apă. Da? Ok. Și acum ce facem? Ca să nu ni se întindă picăturile, am făcut un tip special ca să vedeți. Ca să nu ni se întindă picăturile, de exemplu, aici, pe tipsul acesta, le-am lăsat. Am pus mai multe în același timp și ele s-au întins. Aici, când am pus 2-3, am băgat la polimerizat și am venit după aceea și am adăugat, ele nu mi s-au mai întins, au rămas mici, da? Așa o să facem și acum. Am făcut unul greșit și unul corect ca să vedeți diferențele. De ce nu recomand să punem decât două picături, băgăm la polimerizat, tocmai ca să nu ni se întindă, da? Și îmi iau, da, pe pensulică și vom pune una aici, una aici și bag la polimerizat, da? Nu stau mult, bag la polimerizat 5 secunde, cât să mi se polimerizeze el, da? Vedeți? Nu s-a întins. Stați să pun într-un fel. Pentru că eu nu le-am lăsat, ele nu s-au mai întins. Da? Vedeți? Ele nu s-au mai întins. Bun. Iau din nou. Ok. Mai pun o mărcică. Da? De apă. O picătură de apă. O picătură de apă aici. Da? Și bag la polimerizat din nou. Ok? Dacă doriți, puteți să reveniți cu picături peste. Da? Ok? Și băgăm la polimerizat. Și acum băgăm 60 de secunde. Da? Uitați, dacă le-am lăsat, ele s-au întins. Dacă nu le-am lăsat, am pus câteva, nu s-au întins. Uitați și tipsul, gata. Da? Și gata, kiwi-ul nostru.
Nu avem nimic de degresat, am terminat. Și acestea sunt modelele noastre, da? Puteți să desenați sau să realizați ce model vi se pare mai frumos și mai rapid, da? Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă! Bye!